Anul acesta este al patrulea la rând când stănăștenii se întâlnesc la fântână pentru a participa la slujba religioasă și la spectacolul folcloric, manifestarea purtând deja un nume consacrat. Sfântă zi de sărbătoare. Cu mic cu mare, deși era frig, dar nu tocmai gelul bobotezii, localnicii au venit la slujba de astăzi dimineață și au așteptat să fie stropiți cu aghiazmă. Majoritatea celor prezenți și-au luat pentru acasă, în sticle, bidoane sau chiar găleți, apă sfințită de la fântână. Dar sărbătoarea de-abia era pe începute, pentru că sătenilor le-a fost pregătită o nouă surpriză. Deputatul Florian Nicolae i-a invitat pe cei prezenți la un spectacol deosebit. Bună ziua și la mulți ani! Să vă fie de folos botezul cu apă sfințită. Asta înseamnă purificarea prin apă și înseamnă că anul ăsta o să fie foarte bun pentru toată lumea. Să vă dea Dumnezeu să vă realizați tot ceea ce v-ați propus, să vă dea Dumnezeu ca astăzi să nu aveți niciun fel de ceartă, pentru că așa spune tradiția, și să fim în pace, armonie, consens și dragoste și iubire. Stănișterii s-au putut bucura de un spectacol susținut de orchestra folclorică Telormanul, condusă de valorosul solist, dar și virtuos instrumentist Gelu Voicu. Aceștia au încântat sătenii cu melodii din zona de sud a țării și cu toții s-au prins la o horă sau o sârbă sărbătorească, mai ales că pe margine nu au lipsit bucatele tradiționale, țuica și vinul fiert. Bună ziua și la mulți ani! Bine v-am găsit sănătoși pe toți! Acum că bobotează la început de an, abia trecurăm în anul 2014, să aveți un an minunat, în primul rând cu sănătate, că e o vorbă de bătrân, dacă avem sănătate și minte, ieșim la capătul ogorului. După aia să ne dă Dumnezeu un an bun pentru agricultură. Ce se întâmplă acum, de n-avem ger de bobotează, nu prea e regulă, dar poate până la cap, poate o fi bine și să aveți un an cu ploi atunci când trebuie, cât trebuie, să vă fie casa acasă și masa masă. Și mulțumim din toată inima domnului Nicolae Florian pentru că ne-a adus, noi spune domnului Floricel, este de-a dumneavoastră, este giurgiuvean, este deputat și este unul dintre puținii politicieni care azi la această sărbătoare coboară între oamenii care l-au ales. Îl aplaud și îl felicit din toată inima pentru acest lucru. Eu acum mă uit în față, văd oameni, mă uit în spate, văd oameni. Eu v-aș invita pe toți aici în față ca să vă văd așa la sprâncene pe toți. Pe loc aici, am văzut că a făcut domnul Floricel, a făcut și scenă. Haideți cu toți aici în fața scenei. Ca să nu vă degele mâinile. Hai mai tare! Pusă-i cai la căruță! Păi să mă duc la mea mândruță, mă! Păi să mă duc la mea mândruță, la mândrea de la Stănești, să-mi o duc la Tătărăști, să-mi o duc la Tătărăști, mă! Mai multe amănunte despre Sfânta Zi de Sărbătoare de la Stănești puteți urmări imediat după știri, în ediție specială. Tot atunci un interviu în exclusivitate cu îndrăgitul interpret de muzică populară, Gelu Voicu.